Salut tuturor, eu sunt Stringer și bine am regăsit la un nou episod din seria de Sandreas San Multiplayer. De data asta mă aflu tot pe bizon.ro. Dacă vă vreți să vă apucați de server, aveți referarul meu mai jos, dar înainte de a începe episodul, vă și cum follow pe Instagram la bistri.denis. am mai filmat înainte, cred că vreo 10 minute, numai că am intrat în OBS să verific de cât timp filmez și mi-am dat seama că nu filmez, ceea ce mamă, ce? ce nervos să acum. Mă rog, am vrut să fac misiunea asta completă de la Dimitri Petrenco, a treia misiune din acest quest cu. cum mi zice? Nu quest, cu misiunea în spațiu. Um... Vreau să-i mulțumesc lui Mosquito pentru că mi-a donat un milion, dar și lui RPG 300 ping sau uh, 100 ping să mă dau pe engleză, pentru donația de el de 250K și Mosquito de un KK. Ceva de genul ăsta pot să zic eu că am făcut, <laughs> în 5 secunde am făcut un milion 250 pe Bizon. <laughs> Um, dacă cumva vindeți un Infernus, puteți să-mi dați mesaj în joc. Poate, poate, am și abonați de Bizon, nu știu momentan, habar n -am. Dar apropo, dacă vindeți, puteți să-mi dați un mesaj pe joc, pe Discord, pe Insta, că de obicei um, vă răspund la toți. Um, mai ales pe Insta sunt destul de activ, ca să pot să zic așa. Deci da, de vă și aștept cum follow pe Instagram la bistri.denis, poate fac și eu 500 de urmăritori anul acesta, cine știe. Dacă cumva n-ați observat, m-am făcut și eu pu puțin așa, destul de fresh la freză. Am fost și eu, mi-am dat blana asta din cap. Mai, mai sunt și eu așa, puțin mai tinerel. Numai n-am ochelarii, că normal am așteptat după ochelari, s-a întâmplat ceva cu ei și cam, cam orbesc. Iar am problema aia, știți, gen că de-aia mi-am și comandat atunci în aprilie, din câte știu eu, sau în martie iară mă dor ochii, sunt într-un obosit, chit că nu stau pe calculator, merg afară și dacă nu port acei ochelari, îți varsă, iară e, jale mare. Dar cumva vă întrebați cu mod pe cu, um, mod pe cu meu, nu știu când o să apară, habar n-am, cel mai probabil săptămâna viitoare, nu e un mod pe uh, super wow, dar arată decent, nu știu, poate o să-i mai schimb, cel mai probabil o să schimb NB, o să pun un alt NB, că deja de asta m-am plictisit și uneori devine destul de enervant pentru că se bucuiește. Sper că se aude ok microfonul, dacă nu se aude ok, oricum nu o să vedeți episodul ăsta dacă nu se aude ok, dar cel mai probabil se aude ok. Doamne, țucu-ți mila ta, ține și tu cu mine că numai ghinion am avut în viața asta, mă jur, numai ghinion peste ghinion. Ghinioane, ca să zicem și noi la prorar un ghinion, două ghinioane. O Mea, mă rog, în fine. I don't know. Asta, misiunea asta cu Dimitri Petrencu, nu, nu a durat chiar atât de mult. Bună treaba, prietene! Montez motoarele chiar acum, te sună patru ori. E nașpa că nu am prins și începutul de la misiune, am prins undeva finalul, dar mă rog. Maraton plus 10 puncte pentru completarea unei misiuni. Slash maraton. Um. Am sunt la ziua 4 am 94 din 150, după care pot să-mi iau purple pack-ul. Deci în episodul următor 100% o să deschid un purple pack pentru că nu vreau să iau pro ăsta. Cred că trebuie să bag 75 de lei ceva de genul ăsta ca să pot să iau purple crate-ul, gen toate chestiile alea de la pro. Și nu momentan nu nu, nu mai sunt dispus să bag bani, să -am, am băgat decât acum un euro ca să pot să-mi iau acest compremiu. Mai să vedem și care e jobul zilei. Tăitor de lemne, uite, dacă tot în am fierul, hai să merg să fac o tură de tăitor de lemne, de briceaguri uh, merg și eu la silvicultură, fac cash gros, nu-i nu, -i, nu -i de joacă cu moa. În schimb, pe server n-am mai făcut nimic. Cred că dacă dau stați, am 24 de ore jucate. Uite, 24.2, 23 de ore pe slip. Deci am oricum de două zile țin într-una pe slip. E bine că mai au și eu bonus la Payday puțin mai mult, doar că trebuie să și joc pentru Payday. Încă tot nu prea am înțeles sistemul de, de Payday de pe Bizon, dar încetul cu încetul le înțeleg pe toate. Slash Factions, hai să vedem. Am um, Recruiting nou, numai în mafii, uita, bine frate că mă caci, mersi, ești un dulce. Momentul de față sunt 600 de jucători, Get job. Stai mă că eu am jobul, Slash work Și handicapat Oricum Cum ziceam Dacă vreți să vă apucați De acest server De RPG Bizon Aveți referatul meu În descriere Pentru că Așa Să-l țin Mintei Destul de lung e... unde e Undeva pe aici 1.500, Da Las Mă las de matematică Că nu-i de mine Hai să dau puțin mai jos Așa E fain că am luat de la chestia asta cu maratonul, am luat un bus de 20% de la job. De deci ce mi-au așa? 50% job bus de la Compremium, 50% mai mi-au și. cum îi zice? De la jobul zilei, dacă îl fac și încă 20% mai iau și de la chestia asta cu job boost de la maraton. Îmi parcă po pot să cum uh, slash pin, hai să-mi bag eu pinul meu minunat. Shop. Uh, shop. Poți să să-ți boost? Nu cred. Mm. Mm. Sau? Job boost. Job, 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 job boost. Eu n-am văzut. Fre Private frequency. Hmm. oare facem frecvența abonanților și pe Bizon? Hmm. Mai mă gândesc dacă o fac. Mamă, ăsta face tăietorul cu... Ăsta cred că are skill 5, ăsta, um, cu tăietorul de lemne. Sincer să zic, durează destul de mult să-ți faci skill-ul de în față de Quarry Worker, unde skill-ul chiar că-l faci super rapid și punctele le faci destul de rapid la maraton, adică cred că faci într-un minut o tură de Quarry Worker. Ieri a fost jobul zilei Quarry worker -ul. am făcut mai am puțin, cred că încă vreo 20 de ture și fac skill 3. Cred că mai bine mă puneam ieri să fac skill 3 Acum nu o să mai fac La ora 6 trebuie să plec De-aia mă pun rapid, filmez acest episod Hai să văd dacă filmează Sper să nu mai facă figuri Mamă, ți cu smila ta E bine că nu mai face figuri Ceea ce e un lucru bun Că vreau să-l să fie totul frumos, procesat, să, să nu așteptați, cred că și voi încă vreo 15 minute până se procesează în 1080p. Trebuie să modific puțin setările de la Oprah, Open, Broadcaster, să le modific. Nu știu de ce, numai pe SAM se vede parcă puțin, sau mi se pare mie, se vede puțin pixelat. De mers ăsta, de văzut se vede ok, gen, ci se vede și aici de frame rate uri Ruma, eu filmez acum cu placa video, am bitrate-ul 99.000, CBR, pisetat. Și destul de nașpa pentru că nu, nu, vrea. Ar trebui să se vadă blană. Mamă, ce vine să strănut. Hu! Nu strănut. Îl țin. Îl țin. Huh. Stai, treci. Gata, a trecut. E bine. Mamă, ce nașpă e să, să, nu poți să strănuți. Sau adică dacă vrei, dar gen trebuie să te abții. Mamă, e destul de nașpa. A adunat un buștean. Mergi și tai următorul copac. Bine, boss. Hai că tăiem copacii ăștia. Perversi și răi. Nu știu ce le am făcut la copaci de mă pune să-i tai, da mă rog, un ban în plus nu prinde rău. Și cu toate, cu com premium, cu jobul zilei cu, și cu job boost de la maratonă la de 20%, fac pe tura asta 3K, ceea ce e, bă, mâncați așa, e destul de mult. O, ești activ? Cum să nu fiu activ? <laughs> Coboară din vehicul și încarcă-l cu bușteni. Nu știu dacă e pe bizon chestia asta, dar cred că o să, o să propun. Dacă scrii, de exemplu, nu știu, pana mea, să apare deasupra capului, cum e pe bug, cum e pe... ca pe toate server, cred că e chestia cu scrisul deasupra capului. Nu știu dacă este... momentan nu am văzut chestia asta, dar mă rog. Și știi, știi eu m-am interesat și cu beneficiile în de youtuber, cu gradul de youtuber pe forum. Trebuie să postez 15 episoade pe Bizon pentru am lua gradul de youtuber, ca să pot să zic așa, mare grad de youtuber, ce am și eu, nenorocire, ce youtuberul din purli lipăț. mai degrabă. Ai încă doi bușteni. Frumos, merg ca băieții la checkpoint Dar au început deja să se vadă destul de urât mare asta